Festivalul Internațional de Teatru Povești, organizat ca fiecare an de către Teatrul de Popuștii Chindel și Consiliul Județean Alba. Mă bucur foarte mult că sunteți într-un număr atât de mare și că ne susțineți acest eveniment la care noi ținem atât de mult și care consider că face cinste acestui oraș și județ. Așa cum ne-am obișnuit, în fiecare an conferințele noastre au și un moderator, care este Oana Leacu, decanul Facultății de Arte din Târgu Mureș, regizor și prieten foarte bun al nostru, al teatrului nostru și al acestui festival și mă bucur că în fiecare an își asumă aceste conferințe de presă și le moderează cu foarte mare drag și profesionalism. Invitații noștri din această dimineață sunt Răzvan Mazilu. Bună, Răzvan, bine ai revenit la Alba Iulia de la Gala Hop. Cu un spectacol minunat, e o poveste, o să vă povestească el ceea ce se întâmplă în această seară și, bineînțeles, doamna Doina Ruștii, a cărei carte o vom lansa după ce se termină discuțiile cu Răzvan și îi mulțumesc și bine ați venit și dumneavoastră la Alba Iulia și sper să deveniți și noastră un prieten al festivalului. Vă mulțumesc mult, deja așa. Sunt foarte emoționată. O să vă mai pierdeți din emoții după ce ne începe conferința, pentru că presa noastră e o presă bună, ne și critică când trebuie argumentat, dar totuși sunt prietenii noștri și susțin acest eveniment și au înțeles și ei în timp că un astfel de eveniment se face cu foarte, foarte mult efort și cu susținerea și cu ajutorul lor. Mulțumesc și celorlalți invitați care au ales să fie în această dimineață alături de noi și vă aștept în fiecare zi de astăzi începând și până vineri, inclusiv la ora 12 la conferințele noastre și la alte lastre de carte pe care le vom avea. Iar sâmbătă este o zi dedicată prezentării atelierelor, de aceea am ales să nu avem această conferință, așa că vine de nou la revedere și vă aștept și la spectacolele pe care le-am selecționat anul acesta în festival. Oana, te rog frumos! 10 ani de la prima pagină de poveste, creată de Ioana Bogățan și de colegii ei de la Teatrul Chindel din Alba Iulia și nu numai, pentru că văd aici prieteni de la Consiliul Județean și toți oamenii care ajută acest demers. Povești. Tocmai am venit de la o poveste care se numește Întâlnire cu un prieten imaginar, un spectacol realizat de Teatrul Sănderică. Și pe drumul spuneam Leonie Pleșa, cu altă prietenă de-a noastră, că teatrul de animație și musicalul au ceva în comun. Știu să spună lucruri grave, lucruri importante, lucruri cu sens, într-o formă foarte agreabilă și te gândești după ce ai plecat din sala de spectacol, dincolo de muzică, de culoare, de lumină, de formă. Ce a vrut Domnul să spună băiatul ăsta sau fata asta? Sau... Spectacolul de dimineață era despre mă vezi, te văd, te vezi, ne mai vedem în ziua de astăzi, ne mai acordăm timp și atenție, sau stăm cu nasul în gadgeturi, sau stăm cu nasul în orice altceva decât în viața reală. Foarte frumos spus, într-un ritm foarte alert și cu siguranță, seara, povestea din prima zi de festival va continua magic, cu opera de 3 parale, în semnătura, aș spune eu, inegalabilă, pentru că sunt fan al tău, a regizorului și coregrafului și, de ce nu, designerului de costume, Răzvan Mazilu. Bine ne-am regăsit la Alba Iulia după aventura, întâmplarea superbă de anul trecut, care a fost Gala Hop, Gala Tânărului Actor, și de-abia așteptam să revenim. Și de, îmi amintesc și de turneul de anul trecut cu familia Adams, tot la festival. Mulțumesc, Oana, pentru prezentarea superbă. Am tot lucrat în musical de-a lungul vremii, de câțiva, de mai mulți ani încoace și da, nu mi-e frică de cuvântul rețetă, ele sunt făcute după anumite legi, după anumite construcții dramaturgice, muzicale, care știu foarte bine să spună o poveste, să îmbine foarte firesc și omogen discursul muzical, cu cel de proză, cu coreografia
și așa mai departe. Sunt ca și în teatru, ca și în muzică, sunt anumite legi, sunt anumite lucruri pe care le știm, pe care trebuie să le știe cineva care scrie sau care compune muzică de teatru. Dar Bertolt Brecht, căci el este autorul Operei de trei parale, după cum știm cu toții, un rebel, un mare nebun, un unul care, cineva care dorea să reclădească din temelii toată societatea și implicit tot teatrul din acea vreme, atunci când în anii 20-30, când a trăit și a creat, el chiar asta și-a propus să dinamiteze toate, să facă să explodeze toate regulile teatrale, toate cutumele teatrale de atunci și a introdus songuri, a născut cumva un nou, un nou discurs teatral, o nouă propunere. Și bineînțeles că fiind la Berlin și Berlinul fiind atunci, pe atunci o, un conglomerat așa de tendințe, de arte, de foarte mult curaj radical al tuturor acestor arte, al unor artiști foarte avangardiști, atunci s-au făcut foarte multe, au luat foarte multe descoperiri și cuceriri în lumea artei. Atunci el și-a permis să nu respecte nicio regulă, nicio lege, nicio nimic ce era știut și a introdus songuri, a pus în fața societății de atunci o oglindă foarte, foarte clară, foarte profundă, în care societatea și oamenii trebuiau să vadă, să se recunoască și cu foarte mult umor, dar și cu foarte mult dramatism, dar și cu, cum să spun, fără să ierte nimic, a scris opera de trei parale, o frescă a societății de atunci și de fapt și de astăzi, pentru că actualitatea unei capodopere, desigur, nu mai trebuie pusă la îndoială, dar tot lucrând la acest spectacol și ne-am luat timpul, am avut noroc să avem timp și să ne luăm timpul de a lucra, pentru că nu este un text ușor, nu este o muzică ușoară deloc, și atunci ne-am luat timpul și tot lucrând descopeream și ne minunam cât de actuală este un text scris în perioada interbelică. Pune lucruri grave într-un mod foarte ludic, așa, foarte aparent de suprafață, dar care cad în tine. Joacă aceasta dea costumul de musical. Pentru că pentru un regizor este de cele mai multe ori mai ușor să împartă cu un scenograf și, sigur, un compozitor, travaliul la un spectacol. De unde Răzvan Măziru costume? Cred că e ceva ce mi-am dorit dintotdeauna. Sunt pasionat de arte vizuale, de mă interesează foarte mult zona asta și chiar și de fashion, Ioana știe. Avem această aparent frivolă pasiune. Pictam, când eram mai mic, pictam, desenam, mi-a plăcut să fac și lucrul acesta între timp, până în dansul a câștigat și am abandonat pictura, dar da, mă interesează foarte mult zona asta de artă plastică, artă vizuală și mi-am spus la un moment dat că mai bine decât mine, care și
dansând de la o vârstă foarte fragedă, știu și știu ce înseamnă funcționalitatea unui costum de scenă, de teatru, mesajul, semnul pe care trebuie să-l trimită către public, în contextul discursului teatral și așa mai departe. Și probabil am avut și niște experiențe mai nefericite cu unul sau doi scenografi și atunci mi-a spus, dar de ce să nu fac eu costumele? Și îmi place foarte mult, e tot ceva extrem de creativ, tot o joacă. Le și fac schițele, desenez, le pictez, ca să-mi fie foarte clar ce am de făcut. Și îmi place foarte mult. Îmi place mult, mă duc în magazine, e o întreagă aventură în magazine unde trebuie să descoperi fiecare material, mă fascinează texturile, culorile. O iau ca pe o... Și le găsești pe SICAP? Altă aia e altă aventură! Aia e o altă aventură, mai neplăcută, dar am avut noroc la fel. Am avut noroc de echipe care s-au descurcat și care mi-au ușurat viața în relația cu instituția și cu statul. Da, era o paranteză, dar care ne amintează de tot. Care efectiv ne omoară. Da. Acum, dacă aveți dumneavoastră de pus întrebări. Sigur. Maria Alexievici, care se ocupă de pregătirea muzicală a spectacolelor pe care le-am adus la Alba Iulia, cel puțin, Familia Adams și Opera de Trei Parale, dar este și actriță și cântăreață, este un artist total. Eu am descoperit-o pe Maria Alexievici la spectacolul Sunetul Muzicii, montat la Opera Comică pentru Copii. Și de atunci am lucrat împreună, pentru că este un om extraordinar de talentat, foarte profesionist, care știe foarte multă muzică. I-a terminat conservatorul la Cluj și cunoaște foarte multă muzică. E pasionată de musical, ca și mine. În seara asta o veți vedea chiar în rolul Polly Peachum. Împarte rolul cu colega ei de la Teatrul Excelsior, Oana Credescu, dar eram sigur că dacă venim la Alba Iulia, ea va juca. Și face un rol și cântă și dansează și joacă. Este extraordinar. Mulțumesc. V-aș contrazice, din contră, cred că musicalul are puterea să aducă spectatorul și mai ușor la poveste decât un spectacol de o montare de proză tradițională. Din contră, faptul că este și entertainment, pentru că musicalul înseamnă și entertainment și se adresează unui număr cât mai mare de spectatori, atunci face ca mesajul să ajungă mai repede în inima, în sufletul, în mintea spectatorului. Mă duc în străinătate să văd, citesc, mă documentez. Deci studiez non-stop. Studiez non-stop pentru că altfel nu se poate. A fost alegerile, opțiunile pentru anumite situații, pentru anumite personaje, pentru anumite relații, pentru anumite... Mi-am făcut un spectacol total eclectic în care epoca interbelică se întâlnește cu ziua de azi, cu se poate întâmpla oricând, oriunde. Este cumva așa ca imagine, mi-am dorit un spectacol, pentru că așa văd eu musicalul, un spectacol baroc, un spectacol flamboyant, pe imagine lucrat. Am și inventat un personaj care este un fel de... apare la Brecht la început și apoi dispare brusc. E vorba de un flașnețar, un fel de maestru de ceremonii, care cântă celebra baladă a lui Mackie Shish de la început. Dar eu l-am făcut un personaj care duce povestea mai departe, un personaj surpriză, o să vedeți
Actorul Dan Pulineanu îl interpretează, este și nominalizat la Premiul Inter pentru cel mai bun rol secundar anul acesta, face o performanță, e o descoperire, un actor de mare viitor, pe care vă invit să-l urmăriți. Continui să faci audiții înainte de a face distribuția noului spectacol, pentru că sunt teatre în care actorii se simt jigniți dacă un regizor care vine în teatru îi provoacă la audiție. Dar ce nu mă cunoști? Dar ce nu mă știi? Dar ce... Ce rol are o audiție pentru un regizor? Un rol foarte important, pentru că musicalul este altceva. Este, în primul rând, contează foarte mult dincolo de tipologiile care există în distribuția unui spectacol, partea vocală. Musicalul impune niște lucruri în partituri pe care actorii trebuie să le atingă, să fie performanți, și în primul rând e vorba de partea vocală. Audițiile la musical sunt în primul rând pentru voce, pentru muzică. Și apoi, desigur, că urmează partea de text, dar mă rog, acolo, dacă știi trupa, cumva lucrul acesta e mai rezolvat, dar foarte mult contează așa și partea de coreografie. Pentru că, sigur, există și musicaluri în care nu se dansează foarte mult sau în care nu este necesar, dar în care expresia corporală, expresia plastică trebuie să... e foarte importantă și trebuie să transmită foarte multe lucruri. Spuneați că este total opus. Da, și nu, e altceva. E altceva. Familia Addams a fost, este un produs american. Este produs pe Broadway. Deci este, are un anumit tip de strălucire tipic spectacolelor de pe Broadway, și în construcție, și în muzică, și în tot. E entertainment pur, e pentru un spectacol pentru toată familia, familia Addams. Chiar dacă familia Addams era o familie netradițională, ci total atipică, da. Și opera de trei parale este despre... Este un spectacol care face toate paralele. Și care aduce o altă lume în scenă, o lume underground, o lume a societății nebune în care trăim, cu toate problemele și toate tarele societății și... Până la urmă, omul este cel care rămâne... Asta, de fapt, aș rezuma, mulțumesc. Ar fi interesant să vină lumea să vadă că, până la urmă, finalul este cel care subliniază multe lucruri. Dincolo de tot ceea ce se întâmplă pe plan social, economic, politic, planuri din care ajungem la concluzia că oamenii nu învață nimic în derularea istorică a faptelor, de fapt, noi ne întrebăm, rezumăm, cum bine ai remarcat, dincolo de toate lucrurile și toate istoriile și vremurile care trec peste noi, ce mai este omul în ziua de azi? Ce a mai rămas dintr-un om, din ființa umană, din demnitatea, verticalitatea și pe care ar trebui să o aibă omul?